Nici o zi fără șofer depistat sub influența alcoolului la Mediaș. Ultimul șofer a fost depistat pe strada Ștefan Ludwig Hirot din zona centrală a orașului. Este vorba despre un medieșan de 47 de ani, al cărui testare a indicat o alcoolemie de 0,55 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Pe raza municipiului Mediaș, polițiștii biroului rutier au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Ștefan Ludwig Roth de către un localnic în vârstă de 47 de ani. Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat o valoare de 0,55 de mg per litru alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauză, la nivelul biroului rutier Mediaș, s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.